Primul eveniment Slow Food în Geoparcul UNESCO, Ținutul Buzăului, a avut loc în weekend la Berca. Comunitatea Slow Food Buzău și producătorii de alimente artizanale au oferit vizitatorilor o experiență unică. Într-un singur loc, aceștia putând regăsi produse tradiționale consacrate, alimente și preparate inedite, toate într-un decor natural de excepție. Suntem foarte fericiți, vreme frumoasă, au venit foarte multă lume deja de dimineață, a fost și bine mediatizat și sperăm să fie un succes și să putem continua pe drumul acesta. Ideea am avut eu ani de zile, de fapt cum am plimbat foarte mult în lume, în alte țări, în Africa de Sud, în Franța, în Spania, unde am văzut și târguri de nivelul ăsta și am spus, asta e chiar ceva care lipsește în Buzău. În Transilvania se face deja, dar în Buzău nu avem așa ceva și fiecare lucru trebuie să vină și timpul potrivit și acum, cum în ultimii 3-4 ani au început și foarte mulți cu produse artizanale, tânăr antreprenor, n-am avut înainte și acum avem și o masă critică, spunem așa, de antreprenori care fac lucruri altfel, care se ocupă de mâncare sănătoasă, care au bere artizanală, mied, miere, tot felul de produse. La târg au venit vizitatori din întreaga țară care au degustat din bunătățile bucătăriei locale și au vizitat principalele atracții turistice. Eu cred că avem oameni, vorbiți de oameni care au venit la târg. Eu sunt oameni din sat, la ora 10 primii au venit în sat să văd ce se întâmplă, mai ceva nou. Sunt foarte mulți oameni din Buzău, dar au venit și special din București. Și acum încolo sunt cei care se duc la Vulcanul Roios și sperăm să opresc și oameni care merg la Vulcanul Roios să stau aici, să stau la masă, să văd altceva. Ideea este să fie un târg lunar, o dată pe lună, în timpul verii, începând cu mai până octombrie. Piața Artizanilor este primul târg din România care a fost construit cu materiale reciclabile.